teletractare la antrenamente pentru a fi în formă maximă la ora primului meci oficial din 2020. Astăzi îi vom cunoaște mai bine pe oamenii care nu apar la interviurile dinainte sau după meciuri, însă au un rol extrem de important în munca echipei. Cine sunt colaboratorii lui Daniel Oprița, vedeți într-un reportaj Steaua TV. Ce le-ați pregătit băieților pentru antrenamentul de astăzi? Astăzi avem un antrenament mai mult pe parte fizică, este unul dintre ultimele antrenamente din acest cantonament. Avem bucățile de 100 de metri, fragmentate în 25 de metri, stil navetă, cu întoarceri, ceea ce se și regăsește în timpul jocului. Fane Nefitovici este secundul echipei din Ghencea și unul dintre oamenii de încredere a lui Daniel Oprița. Cei doi se cunosc de pe vremea junioratului. Ca fotbalist, Nefitovici a evoluat printre altele pentru FC Argeș, Petrolul sau Zimbru Chișinău. Pe Daniel Oprița îl cunosc de foarte mult timp, de 1995 de la junior la FC Argeș, iar de lucrat ca și parte din staff-ul lui din 2016, când am început colaborarea la Juventus București. Față de momentul în care ați preluat echipa în vară și până acum, cât de mult au evoluat jucătorii? În vară am avut o perioadă mai scurtă de pregătire, ceea ce au fost momente în care factorul fizic nu ne-a ajutat, dar în timp ușor băieții au fost receptivi, s-au pregătit foarte bine și acum nouă ne este mult mai ușor după baza care am făcut-o în vară, acum să clarificăm unele situații fizice și totul să fie în regulă pentru acest retur. La formația din Ghencea, preparator fizic este Dan Dinescu, absolvent al Universității de Educație Fizică și Sport, în vârstă de 53 de ani. De cât timp lucrați la Steaua, domnul Dan? La Steaua de 2 ani. Înainte am lucrat la Centrul de Copii și Juniori un an și acum doamna Oprița m-a cuptat în staful dânsul. Împreună cu Fane Nofitovi și cu Bobby, o echipă senzațională. Cum s-au descurcat în această perioadă de pregătire jucătorii? Din punct de vedere fizic, toți jucătorii s-au ridicat la nivelul de așteptărilor, la ceea ce noi ne-am propus. Va zburda Steaua în retur, să spunem? Nu că va zburda, vom fi acolo. Sus. Sorin Bobariu se ocupă de pregătirea portarilor, care în acest campionat au primit doar 4 goluri. Portarii Stelei nu prea au avut mult de lucru. Din fericire pentru mine, dar totodată este un impediment. Neavând de lucru, trebuie să exersăm mai mult la antrenament pentru a menține forma sportivă. Dar să dea Dumnezeu să fie așa până în Liga 1. Fost portar în Liga 1 la CS Otopeni, Bobariu și-a amintit de atmosfera din Ghencea pe vremea când era adversarul Stelei. Cine vrea să evolueze sau să stea pe bancă la un asemenea stadion? Ca și jucător te luau frigurile când intrai în Ghencea, probabil că la fel se va întâmpla și de acum încolo și e normal să fie așa ceva. Steaua este echipa emblemă, echipa fanionă a fotbalului românesc. În următoarele 2 săptămâni, Steaua va susține 4 meciuri amicale care vor putea fi urmărite în direct pe Steaua TV, iar prima întâlnire oficială din anul 2020 va fi în deplasare la CSFC Dinamo pe 28 februarie.